Bună dimineața, București, aici e capitala. Păi da, a venit momentul să stăm de vorbă cu cei doi despre care ți-am povestit mai devreme. Andrei Mădălin Catană și Raluca Barbu de la Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Bună dimineața! Bună dimineața! După cum ai spus și tu, Andreea, noi reprezentăm Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, iar anul acesta ne aflăm la a 6-a ediție de Career Fest. Pe scurt, proiectul presupune oferirea de informații legate de joburi puse la dispoziție de firme și chiar ambasade, iar începând de astăzi, studenții pot intra în contact direct cu reprezentanții firmelor pentru a descoperi ceea ce se află în spatele unei oferte de muncă și nu numai. De astăzi până când are loc acest eveniment? De astăzi până duminică, 14 martie. Deci între 8 și 14 martie avem parte de Career Fest, un eveniment care până acum se desfășura acolo, chiar în cadrul facultății, dar pandemia, uite că ne-a dat un pic peste cap planurile și avem o ediție specială a proiectului, o ediție online cu tema Work from Home. Haideți să ne spuneți puțin cum arată site-ul, ce pot face studenții interesați acolo. Standul presupune niște standuri virtuale pentru fiecare companie. Printre aceste companii, astăzi, la această ediție, se află APT, EZIC, Accenture, TELUS, HP și Genpact. O să avem și doi speakeri de dezvoltare personală și profesională, dar și un webinar ținut de voluntarii noștri. Acolo, la fiecare stand, studenții pot accesa formularul de înscriere la webinarul respectiv, informații despre speakerii care vin din partea fiecărei firme, informații despre acestea, dar și despre webinarul pe care o să-l țină. Concret, dacă eu sunt student, da, și sunt în căutarea unui job, există această posibilitate să aplic pentru un internship sau să găsesc un job în domeniul în care mă interesează dacă voi participa la Career Fest? Cel mai probabil, da, sunt șanse foarte mari să îți găsești. Acolo, efectiv, firmele își prezintă oferta și majoritatea lasă și link către formular sau către un mail unde îți poți lăsa CV-ul direct. Pot participa și alți studenți în afară de cei de la Facultatea de Limbi Străine? Da, deși ne axăm în principal pe studenții de la facultatea noastră, pentru că acolo avem un risc mai mare, suntem deschiși tuturor studenților de pretutindeni. N-am nevoie, nu știu, de o legitimație de student, deci pot aplica și cei de la ASEI, eu știu dacă sunt interesați de vreun domeniu. Deci, site-ul este la liber, scuză-mă. Te rog. Așa că pot intra direct pe careerfest.ro, site-ul special creat anul acesta, unde partenerii noștri vor avea expuse toate ofertele. Voi faceți parte din ASLS, da? Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Cu ce se mai ocupă asociația voastră? Pe lângă, iată, acest Career Fest, un eveniment cu tradiție, mă spuneați voi mai devreme, de 6 ani faceți acest eveniment, nu? Da, da. Noi ne ocupăm în principal ca orice asociație de reprezentarea studențească. Îi reprezentăm pe studenți în fața conducerii facultății. În afară de Career Fest, mai avem foarte multe proiecte, nu numai pentru dezvoltare personală, cât și profesională. Dacă mai are Mădălin ceva de adăugat? Păi, țin minte că, de exemplu, înainte de Crăciun am organizat proiectul SMILE, care presupunea strângerea de fonduri pentru copiii nevoiași, dacă nu mă înșel, Raluca? Da. Și aveți un eveniment, v-am uitat pe prezentarea voastră, care se numește Future Lab. Ce înseamnă asta? Acest proiect presupune, ca și Career Fest, dar nu chiar la fel, o serie de traininguri și sesiuni de formare în cadrul cărora avem diversi speaker ca să vorbească pe anumită temă în fața participanților. Cu Career Fest este mai mult pentru găsirea unui job sau informarea despre o carieră pentru viitor, Future Lab este pentru dezvoltarea participantului. Adică, de exemplu, în noiembrie, când am avut ultima ediție, am avut webinarii despre cum să-ți faci un CV cum trebuie, despre cum să te comporți la un interviu, dar și cum să te comporți în societate.
Îmi place implicarea voastră, ați menționat de mai multe ori cum să te implici în societate. Apropo, dacă tot v-am prins, acum trebuie să vă iau la întrebări, pentru că sunteți studenți, nu? Și perioada asta de pandemie v-a afectat și pe voi. Sunt o mulțime de discuții de astăzi, pentru că Bucureștiul s-a întors în scenariul roșu, așa cum ați aflat și voi. Cum merg lucrurile la facultatea voastră? Cum se desfășoară cursurile? Ce se întâmplă acolo? Cursurile sunt online de când am intrat prima oară în carantină și până acum. În anul 3 nu se știe ce se va întâmpla și cum și cursurile au intrat în online și activitatea noastră ca asociație tot în online se desfășoară acum. Deci lucrurile merg în continuare așa din inerție, doar că pandemia, uite că ne-a afectat. Încă o dată, Career Fest, să ne mai spuneți, da, de astăzi până pe 14 martie, unde găsim detalii? Găsim detalii pe website-ul pe care l-a menționat Mădălin, careerfest.ro, dar și pe evenimentul de pe Facebook, Career Fest 2021 by SLS România. De asemenea, vă puteți ține la curent și pe contul de Instagram, tot SLS România se numește. Și pe lângă asta, dacă toți suntem aici, noi administrăm și o pagină de Facebook, Joburi din Străine, dedicată studenților FLLS, cu scopul de a le prezenta oferte de pe piața muncii. Perfect. Și să nu uităm de giveaway-ul pe care îl organizăm cu ocazia Career Fest. Vom organiza mai multe giveaway-uri, printre care unul deja a fost postat pe pagina noastră de Instagram, cât și pe pagina de Facebook. Ce înseamnă giveaway și la ce se referă acesta despre care vorbiți voi? Ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă. Premii puse la dispoziție printr-o tombolă, unde participanții Career Fest vor putea fi aleși dacă lasă un comentariu sau o apreciere postării noastre. Bun, păi vă mulțumesc foarte mult pentru participarea voastră în emisiune. Multă baftă, da, ne mai auzim și cu alte ocazii să vedem exact cum a decurs Career Fest. Andrei Mădălin Catană și Raluca Barbu de la Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine. Da, 8-14 martie, intrați acolo pe site-ul evenimentului. Dacă ești student în căutare de job, nu contează că nu faci parte neapărat din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, ai posibilitatea să prinzi acolo un internship sau un job. Cine știe. Mulțumesc foarte mult! Baftă! Mulțumim și noi!